Politehnica Timișoara a debutat cu meci pierdut în Liga 1 de fotbal feminin. Fetele al Violete au cedat în deplasare 1-3 cu CSM Alexandria. Gazdele au condus cu 3-0 prin golurile marcate de Andreea Diță în minutul 10, Alexandra Nica în minutul 25 și Iulia Săvescu în minutul 70. Polina a reușit decât golul de onoare marcat de Nicoleta Curia cu 5 minute înainte de final. Aceasta a revenit într-un meci oficial după 3 ani în care a fost urmărită de accidentări. Pentru Timișoarence au jucat toate cele 3 jucătoare transferate în vară, Teodora Meluță, intrat în minutul 70, Florentina Ancăș și Cristina Sucilă. Nicol din Căvuia, în vârstă de 15 ani, a debutat la echipa de senioare. Managerul general al clubului, renumitul Mirel Albon, a fost antrenor al naționale Feminine, nu a putut conta în această partidă pe numai puțin de 8 jucătoare. În etapa a doua a Ligii I, Politehnica va disputa primul meci acasă în compania echipei Piro Security Arad. Partida va avea loc duminică pe Stadionul Știința de la ora 11. Scorul etapei inaugural l-a reușit reușit și Femina Odorheiu Secuiesc, 7 la 0 în deplasare cu Lady Stârgu Două dintre cele șase jocuri nu s-au disputat, printre ele și cel al echipei din Arad. Meciul ei cu Universitatea Olimpia Cluj, campioana în titră, a fost amânat.